nu-ți întoarce fața de la noi. Avem nevoie să ridici în mijlocul poporului tineri curați. Amin. Din care să faci proroci adevărați. Amin. Din care să faci apostoli, din care, amin, să faci evangheliști, din care să faci oameni care să rămână în bătălia și în focul din vremea sfârșitului. Oameni care poate vor fi dați la fiare. Oameni care vor înfunda pușcăriile pentru adevărul spus în numele Domnului. Oameni care vor trebui să plătească greu, scump, această mântuire. Doamne, fă ceva pentru noi. Amin. Ocupă-te de fiecare din noi și dă-ne puterea să ne întoarcem din toată inima. Amin. Să te căutăm. Amin. Să stăm în fața ta. Călăuzește-ne, învață-ne, luminează-ne. Amin. Și dă-ne putere ca să te slujim cu curăție de inimă. Îndură-te de poporul ăsta adunat aici, de copii, amin, de tineri, amin, de bătrâni, de părinți, amin, de mamele care sunt rămase acasă și care nu mai pot rezista în luptă. Îndură-te de fetele din vale. Amin. Amin. Și ridică în vremea aceasta o cară de peste poporul tău. Amin. Și scoate-ți o rămășiță de urmași. Oameni care să aibă privirea îndreptată spre tine până la capăt. Oameni care să te poată sluji până la sfârșit. Închei și mai citesc un singur verset. Așa, ce să spun, nu știu ce va ieși din toată treaba asta. Până la urmă, mă gândesc că am vorbit deslușit cât am putut, cât mi-a dat Dumnezeu, am vorbit cât se poate de deslușit. Nu știu să vorbesc mai deslușit decât atât. Și fiecare Dumnezeu să ne dea lumină și putere să trăim. Amin. 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 Auziți ce zice Pavel în Tesaloniceni? Capitolul 4, versetul 2 spune așa. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie? Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Este foarte mare rușine să se spună în poporul lui Dumnezeu că au stat să vizioneze un film cu spurcăciuni ca să poată avea poftă nu știu de care și nu știu de care. Și mai spun un lucru pe care mi-a scăpat până aici să-l spun. S-au ajuns în așa zisele familii creștine să se practice perversiunile sexuale. Sunt oameni mari care propagă urăciunea asta, învățătura asta, de la nivel înalt chiar. Și oameni care se lasă amăgiți de duhurile acestea și merg până unde merg. Vreau, pentru situația aceasta, să mai spun un verset din Scriptură, care voi îl știți foarte bine. Deschidem Evanghelia în Romani. Auziți, frații, deja știu. Deci înseamnă că nu înseamnă că nu știm. Știm? Domnul să ne ajute să trăim. Amin. Și zice așa, în capitolul 2, capitolul 1, nu 2, versetul 22 spune așa, auziți că nu oricine ajunge aici. S-au fălit că sunt înțelepți, și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, dobitoace cu patru picioare și cu picioare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, că te-au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu, te-au slujit și s-au închinat păturii în locul păcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi.